Importanța fructelor în alimentație s-a schimbat în ultimii ani, acestea devenind o sursă în alimentația viitorului. Mâncarea sănătoasă face parte dintr-un stil de viață echilibrat, iar în acest caz fructele sunt esențiale, mai ales cele din propria grădină. Fructele au numeroase beneficii pentru sănătate. Acestea sunt numite și alimente minune, deoarece conțin mulți nutrienți și puține calorii. Efectele pozitive ale consumului zilnic de fructe sunt demonstrate de numeroase studii științifice relevante, printre acestea și reducerea riscului de îmbolnăvire. Care sunt fructele dumneavoastră preferate? Toate fructele îmi plac. Am în grădină mere, meriperi, cireși, vișini, căpșuni, am toate fructele. Care considerați că sunt beneficiile acestora? Păi, foarte beneficii pentru organismul omului, sigur că da. Conțin vitamine, tot felul de proprietăți au toate fructele. Absolut toate fructele îmi plac, de când apar și până se termină, pentru că sunt pline de vitamine și sănătate. În secolul trecut, activitatea fizică era mult mai intensă și făcea parte din stilul de viață comun, munca însemnând mult efort fizic. În zilele noastre, efortul se face de pe scaun sau de la birou. Tocmai din acest motiv, trebuie să ne hrănim eficient cu alimente energizante, așa cum sunt fructele. Fructele sunt toate bune, necesare pentru organism, au toate vitaminele și chiar avem indicat de la medici să consumăm fructe, compoturi, dulcețuri. Sunt necesare pentru tot cei din casă, pentru copii să le pregătim cât mai bune și cât mai delicioase, că toate sunt, începând de la cireșe, terminând la struguri, la gutui toamna. Toate au rostul lor și gustul lor, cum s-ar zice.